Silvia Tohi este meșter popular originară din Cașba Glodeni, iar dragostea față de meșteșug vine de la mama care a învățat-o să mânuiască acul și croșeta. Așa s-a întâmplat că dragostea față de tot ce face le expune la toate expozițiile. Încearcă să îmbine tradiția cu tendințele moderne, iar iile sale sunt mândrie ei. Silvia Antohi a fost mereu pasionată de tradiție, iar iile ei sunt purtate de mulți artiști și colective artistice. Totuși spune că fiecare ie pe care o coase este deosebită, deoarece nicio gospodină ori domnișoară nu ieșea în lume cu o ie care repeta uzorul alteia. La expoziția din cadrul festivalului la Izvoarele Surorilor Osoianu a venit cu cele mai frumoase lucruri pe care le-a confecționat de-a lungul anilor. Pe un model... El era foarte simplușor, eu l-am mai complicat și iată aici la, vedeți, la fusta de desubt, sub catrință, sunt respectate culorile, sunt respectate și modelul, de la numai să cere ca el să fie mai simplușor și eu și l-am făcut mai simplușor. Aceasta este o ie mai veche, este făcut cu vreo 15 ani în urmă, după un model de la noi din muzeu. Acestea sunt fețe de masă acum făcute, lucrate acum. Ele sunt pe pânză țăsută în atelier. Nu este pânză țăsută de acasă, dar ele tot sunt atelierul meșteșugărești. La muzeu este o ie din 1944, se numește ei pentru mireasă sau de mireasă. Sau... Aceasta este brodată exact după ie din muzeu. Cu mulți ani în urmă eu am mai brodat-o ei tot de pe aceeași astea pe care le-am dăruit-o la surorile Osoianu. Timp de o zi, satul Horești a fost invadat de culoare, o autentică oază de artă meșteșugărească. Zeci de familii de meșteri populari din Raionul Fălești au răspuns invitației Consiliului Raional Fălești de a participa la festivalul la Izvoarele Surorilor Osoianu.